Salut! Bine am regăsit la un nou video pe canal. În videoul de astăzi o să vă arăt meciurile de rang 35 pe Daryl. Dar înainte să începem cu acestea, nu uitați să apăsați pe butonul de like și de subscribe ca de fiecare dată. Iar dacă vreți să primiți notificare de fiecare dată când postez, să activați și clopoțelul. Videoul de astăzi nu o să fie unul cu update sau cu ceva skin-uri care urmează. Dar... pe parcurs, mă rog, zilele acestea urmează să fac mai respectiv în două zile urmează Brawl Pass-ul nou, cu siguranță o să vină videoclip și despre aceasta. Trebuie să fac și un top cu brawlerii care sunt cei mai OP în meta actuală, ca să vă ajut și pe voi să pușați mai lejer anumiți brawleri, dar da. Astea fiind spuse, haideți să trecem la meciuri. Trecem și la primul match, după cum vedeți suntem aici pe Brawl Ball. Ca și comp avem Jesse, Tara și cu Daryl. Sincer să vă spun, Daryl nu este deloc bun pe această mapă. Este ok, dar vedeți și voi, mai ales cu Double B și cu Spike, cam toți brawlerii în general îți dau counter pe această mapă respectiv. Mai sunt și Byron și Nita, foarte multe, plus Sandy-uri. Și Daryl nu o duce chiar bine contra acești brawleri, dar... avem noroc că, mă rog, playerii noștri, mă rog, playerii mei, Slayer, AKUTKQQ, pentru că are un nume destul de ciudat, mai ales în română dacă îl pronunți, dar și cu Aselim se descurcă cât de cât acolo. Vedeți și voi că aici am dat un rol în acea B, dar nu prea pot să fac foarte, foarte multe. Încerc să îmi fac ultimata, mă rog, ultimata se face ea singură de la sine. Pentru că este el și cu Edgar sunt singurii brawleri care își fac ultimata de la sine. Dar vedeți și voi aici, am văzut o posibilitate și am reușit să dau gol destul de lejer acolo. Pentru că mi-a făcut acolo deschidere la concert, vorba aia. Vedeți și voi că am din nou ultimata. Nu are rost să iau mingea. O să încerc mai bine să dau roll. Vedeți și voi că am dat aici roll în Spike. Am reușit să omor și acea B. Iar Slayer a omorât cealaltă B. I-a dat o pasă la Selim și a fost un gol destul de lejer. Ăsta a fost meciul de 1221 de trofee. Haideți să trecem la următorul meci. Trecem și la următorul meci. De data aceasta a fost un meci instant, mi se pare, care a fost super, super perfect pentru noi, cel puțin că era destul de vreme și chiar vroiam să terminăm cât mai repede. Vedeți și voi că am picat aici cu HK, SC Mario și cu Kawaii Mihai. Nu știu exact... care treaba cu Kawaii, dar vedeți și voi ca și comp ne dau extrem de mare counter, pentru că au acel Byron, Nita pentru mine și BB, care, na, BB e cam un brawler super super decent, mai ales la momentul actual după ce au luat acel buff de HP. Eu încerc pe cât de mult posibil să nu fidez acea Nita, vedeți și voi că încerc ca să nu îi dau acel urs, pentru că odată ce își face ursul e... nu am absolut nicio șansă, nici ca așa că aș avea vreo șansă, dar poate așa când am rolul mai reușit să fac ceva. Vedeți acolo că Mei Whis a reușit să îl omoare pe acea BB și aici Slayer face o greșeală super mare, mă așteptam să intre cu ea în poartă sau să dea pasă mult mai devreme. A fost o eroare destul de mare și ne-a costat sincer un gol acolo, dar e bine că am reușit să ne revenim pe parcurs. Încă avem controlul destul de binișor aici, vedeți și voi, și Slayer cu un gol super, super frumos acolo. A omorât acea BB și cu ajutorul turetei și cu slow a reușit să dea gol. Vedeți și voi că aici am ultimata, dar știu că are și Nita ultimata, și-a pus acolo ursul. Și am încercat să dau mai mult rol în acel Byron, vedeți și voi că am dat rol acolo ca să îl omor, să nu cumva să pună presiune. Aici cumva acea BB a reușit să bată Bia noastră și a reușit să dea gol destul de lejer, vedeți și voi. Aici știam că Nita nu are ursul, dar era foarte, foarte aproape, mi se pare că la un hit distanță și nu prea vreau să mă bag. Uite, nu era la un hit distanță, că oricum este foarte, foarte aproape de ultimata, vedeți și voi că aici și-a făcut-o. Aici am realizat că Byron și cu BB sunt pe partea cealaltă, Nita nu are ce să-mi facă, mi-au făcut deschidere la concert, un gol super, super fain din partea mea. Vedeți și voi că erau destul de bazați aceștia, dar da, haideți să trecem la următorul
match. Trecem și la următorul match. După cum vedeți, ca și comp au la fel unul dintre cele mai bune compuri pe mapa aceasta. În teorie Daryl ar trebui să dea counter la Bibi, dar nu prea este așa, adică cât am jucat eu Daryl nu prea mi s-a părut că dau atât de mare counter la Bibi, mai ales că are și acel gadget și și shield-ul ăla, de obicei că multe Bibi-uri au shield sau speed și nu prea reușit să dai counter, adică mă așteptam să fie mult mai ok Daryl-ul versus Bibi, dar m-am înșelat sincer să fiu, nu știu exact. Vezi acolo Slayer cu ultimata super bună, tureta aia acolo e ce trebuie. Aici știu că am avut lag și prima dată vrusesem să dau pase, dar după aia mi s-o dat și rolul, nu știu exact care a fost treaba acolo. Vedeți și voi aici Slayer cu niște hituri super bune, o turetă în față doar ca să dea slow. Știam deja unde este Bibi, am luat mingea doar ca să dau mai departe ca să nu pună atât de mare presiune pe noi. Vedeți și voi că au acea Sandy care este mult prea OP și e destul de aiurea, mai ales când își face cycle la ultimăți, pentru că știți și voi, mai ales acum pune extrem de multe de sandstorm-uri, pentru că își face sandstorm mult prea rapid, adică din 5 hituri e mult prea rapid, părerea mea. Era mult mai decent înainte din 6, dar acum parcă faci cycle-ul ăla mult prea rapid. Dar da, vedeți și voi, avem momentan 1-0, nu este motiv de grabă. Aici Slayer-ul a greșit acolo cu gadget-ul, dar nu a fost atât de mare problemă. Am dat aici frumos un roll și un gol super lejer. Mă rog, lejer, a fost la limită, dar ați înțeles voi. Bun, ăsta a fost cel de-al treilea match, haideți să trecem la următorul. Bun, trecem și la ultimele 3 meciuri care sunt destul de rapide, o să vedeți și voi. Ca și comp, nu au cel mai bun comp, dar Rico, să știți că este la fel de bun pe mapa aceasta, nu mă așteptam, deci ca și lane e foarte OP, mai ales când ai controlul și ajungi la poartă, ai acele ziduri cu care poți să ții controlul super bine. Vedeți și voi că nu vreau nici să mă bag în acel Rico super aiurea ca să mor din prima. Aici am văzut o deschidere, am luat mingea și așteptam ca să dea acel gen gadget. O reușit, mă rog, și-o dat gadgetul, dar mingea tot la mine a rămas. Am reușit să dau un gol super rapid, vedeți și voi, undeva la 20 ceva de secunde am reușit să dăm gol. În teorie, aici am dat roll în acel gen pentru că am văzut că s-o extins acolo și nu trebuia. O pasă din partea lui Slayer și un gol super rapid. A fost 2-0, deja Slayer aici avea rang 35, dar m-a ajutat și pe mine. Haideți să trecem la ultimele două meciuri. Trecem și la penultimul meci. Vedeți și voi ca și comp, din nou o picat un comp lejer pentru noi, adică prin acesta ar trebui să trecem așa, ca prin apă, dar chiar asta am și făcut. Vedeți acolo că Maywiz a reușit acolo să-și bată lane-ul, acolo Slayer cu niște hituri super bune, iar eu am luat mingea și am intrat cu ea în poartă pentru că bo, nu are destul damage. La fel se întâmplă, mi se pare, din nou, băieții nu prea au ce să facă, din nou acolo am luat mingea, am dat roll și am terminat meciul cât mai rapid. Haideți să trecem și la ultimul meci și meciul de rang 35. Bun, trecem și la ultimul meci și meciul de rang 35. Vedeți și voi că am picat cu IBS, dar spre surprinderea mea nu a fost snipe, adică nu, el nu știa că sunt eu și nici eu nu știam că e el, dar da, vedeți și voi, am acolo Bibi pe lane, ca și de obicei am încercat acolo să o bat, dar aparent nu prea îi dau counter, acolo IBS cu un hit super bun, dar Slayer a reușit să-l omoare pe IBS și a dat un gol super lejer. Avem 1-0, a fost un match și acesta destul de rapid, vedeți că IBS deja dă în coechiperii lui, la fel și acea Bibi. Și mi-au făcut practic mie deschidere acolo ca să ajung cât mai repede. Aici o pasă și spinul clasic pentru că na, până la urmă este rang 35. Nu e un brawler foarte bun, Daryl este chiar slab în meta actuală. Dar da, ăsta a fost și meciul de rang 35. O veți, cam ăsta a fost și videoclipul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Urmează să fac și videoclipurile despre update și skinurile care urmează. Desigur că o să le cumpăr și o să urmeze și câteva live-uri. Dar ne revedem mâine cu un nou videoclip. Să aveți o zi sau seară faină, depinde când vezi videoclip. Numai bine, pa, pa! Go crazy, berserker.